Horoscopul săptămânii de 18-24 ianuarie. Berbec. Săptămâna începe bine. În primele sale zile veți rezolva câteva sarcini dificile. Faceți față problemelor care i-au deranjat pe mulți înainte. Ceea ce ați învățat anul trecut va fi probabil util. Cu toate acestea, unii berbeci vor beneficia de cunoștințele acumulate mult mai devreme. Unele dificultăți în acest moment pot apărea numai în comunicarea de afaceri. Încercați cu orice preț să demonstrați tuturor că aveți dreptate și uneori acest lucru duce la dispute îndelungate și inutile. Uneori trebuie doar să aștepți puțin. În curând va deveni clar pentru toată lumea că ați ales poziția corectă. A doua jumătate a săptămânii este calmă. Puteți finaliza lucrările începute mai devreme. Puteți decide planurile pentru viitor. Acest timp este potrivit pentru comunicare cu oameni cu aceeași idee. Promite cunoștințe interesante. Va exista ocazia de a face ceea ce vă interesează de mult timp, de a dedica timp unui vechi hobby. Taur. Vă așteaptă o săptămână bună care promite succes în multe lucruri. Va exista șansa de a vă îmbunătăți în mod vizibil situația financiară, de a încheia tranzacții care vă vor aduce profit. Când vine vorba de bani, te poți baza pe intuiție, nu eșuează. Este util să fii proactiv. Acest lucru se aplică atât sferii de afaceri cât și vieții personale. Oamenii din jurul tău acceptă adesea ideile tale din mers și te ajută de bunăvoie la implementarea planurilor. Este posibil ca lucrul împreună să inițieze o relație care să capete în cele din urmă un caracter romantic sau prietenos. A doua jumătate a săptămânii poate aduce evenimente datorită cărora veți vedea multe dintre planurile și acțiunile voastre într-o lumină complet nouă. Este posibil ca relațiile cu oamenii cu care nu v-ați înțeles în ultima vreme să se schimbe. Va deveni clar cum rapid să fiți de acord cu privire la toate. Gemeni. Nu totul se primește ușor. Dar ești persistent, așa că șansele de succes sunt mari, indiferent de modul în care se dezvoltă circumstanțele. Nu vă pierdeți spiritul, căutați o ieșire și o găsiți. Oamenii din jurul tău sunt deseori surprinși de ideile tale. Sunteți capabil să veniți cu ceva care nu le-a trecut niciodată prin cap nimănui. Este puțin probabil ca dezacordurile și disputele să fie evitate complet, dar ele nu vor fi deosebit de importante pentru tine sau pentru cei din jur. Cel mai adesea este vorba despre lucruri mărunte. Acolo unde merge vorba de lucruri cu adevărat serioase, este posibil să ajungeți la un compromis, să găsiți o soluție care să le placă tuturor. Sunt posibile știri neașteptate, precum și propuneri de afaceri, la care va fi dificil să dai imediat un răspuns clar. Amintiți-vă, nu trebuie să luați măsuri sau să luați o decizie imediat. Ai timp să te gândești și să înțelegi situația. Rac. Influența tendințelor pozitive prevalează. Acest lucru este vizibil în toate sferele vieții. Mulți raci vor descoperi că au talente pe care nu le-au cunoscut până acum. Săptămâna este bună pentru a începe să faci ceva nou sau pentru a începe să înveți discipline dificile. Ești atent? Observi deseori ceea ce e eludat pe ceilalți. Acest lucru ajută la tragerea concluziilor corecte. Sunt posibile coincidențe neobișnuite, întâlniri neașteptate. Este posibil să întâlniți oameni cu care ați încercat să găsiți o limbă comună de mai multe ori, dar nu ați reușit. De data aceasta totul va funcționa. Tu personal vei fi surprins de cât de ușor va fi să te înțelegi. Săptămâna este potrivită pentru socializare cu prietenii și câteva eforturi comune. Este posibil să apară planuri complet noi, de implementarea cărora vă veți apuca cu mare entuziasm. Leu. Nu vă alarmați pentru fleacuri. Acum acesta este poate cel mai important lucru. Autocontrolul și capacitatea de a lua decizii bine gândite, indiferent de evoluția circumstanțelor, vor fi utile de mai multe ori. Mulți reprezentanți ai zodiei Leu vor putea corecta greșelile pe care le-au făcut mai devreme. Aici experiența acumulată în primele zile ale acestui an le va fi utilă. Mijlocul săptămânii este minunat pentru a lua inițiativa atât în relațiile de afaceri, cât și în cele personale. În acest timp este posibil să aveți idei noi, poate prea neobișnuite pentru a obține aprobare imediată a celor din jur, dar totuși foarte bune. Puteți începe în mod independent să vă implementați planurile. Cei care doresc să ajute vor ajunge curând din urmă. Ultimele zile ale săptămânii sunt foarte favorabile. Reușiți să vă concentrați asupra ceea ce este important, prioritizați corect. Ești într-o dispoziție grozavă și acest fapt le place altora foarte mult. Mulți vor dori să te cunoască mai bine.
Fecioară. Începutul săptămânii este mai potrivit pentru gândurile la viitor și planificare decât pentru orice demers concret și acțiune decisivă. Nu te uiți la multe lucruri așa cum mai înainte, așa că poți abandona câteva idei vechi. Este posibil ca aici să trebuiască să petrece ceva timp cu explicații cu partenerii de afaceri și persoane apropiate. Ei trebuie să înțeleagă de ce acționați anume așa și nu altfel. A doua jumătate a săptămânii va fi ușoară și plăcută. Acest lucru nu înseamnă deloc că o veți petrece fără treabă. Dimpotrivă, va fi posibil să faci o mulțime de lucruri utile, aproape fără a face niciun efort. Vor apărea idei noi, vor veni imediat oameni care vor să ajute la implementarea lor. Nu este exclus începutul relațiilor prietenoase sau romantice, care vor da o mulțime de emoții vii. Balanță. Cu siguranță, vă veți bucura de primele zile ale săptămânii. Vor exista o mulțime de motive pentru bucurie, coincidențe reușite sunt probabile. Este posibil ca problemele care v-au complicat foarte mult viața să fie rezolvate. Sunt posibile propuneri interesante de cooperare. Cel mai adesea vorbim despre proiecte pe termen scurt, dar fiecare dintre ele poate fi începutul unei noi etape din cariera ta. Într-adevăr, pot fi mai multe lucruri de făcut decât v-ați așteptat, așa că nu toți reprezentanții semnului vor avea suficient timp pentru a comunica cu cei dragi. A doua jumătate a săptămânii va fi mai calmă și mai echilibrată. Aici este puțin probabil ca orice surpriză neplăcută să fie posibilă și să apară noi sarcini. Va exista ocazia de a petrece timp cu cei dragi, de a comunica cu cei cărora le-a lipsit cu adevărat posibilitatea să vorbească cu tine. Nu sunt excluse încasările în numerar. Vor fi foarte utile. Va exista posibilitatea de a face cumpărături sau investiții bune. Scorpion. Săptămână de bun augur, în timpul căreia vei face o mulțime de lucruri utile pentru tine și pentru ceilalți. Va exista posibilitatea de a pune în aplicare planurile care au apărut la sfârșitul anului trecut. Aici informațiile pe care le-ați primit recent vor fi foarte utile. Cel mai probabil datorită lor veți găsi mai repede răspunsuri la câteva întrebări importante. Relațiile cu ceilalți se schimbă vizibil în bine. Simți că ești mult mai de încredere, mai dispus să ajuți în toate. Puteți restabili vechile legături, vă împăcați cu cei cu care ați fost într-o ceartă. Este posibil ca oamenii cu care te-ai despărțit cu mult timp în urmă din cauza unei coincidențe nefavorabile a circumstanțelor să-și amintească de ei înșiși. Săptămâna este bună din punct de vedere financiar. Fluxurile de numerar semnificative sunt probabile, inclusiv din surse neașteptate. Unora din scorpioni li se vor rambursa datoriile, de care reprezentanții semnului aproape au uitat. Secetător. Primele zile ale săptămânii vor fi foarte fructuoase. În acest moment va fi posibilă rezolvarea unor probleme dificile, pentru a face față lucrurilor care anterior păreau prea complicate. Găsiți adesea căi simple către obiectiv, vă gândiți la lucruri la care nimeni altcineva nu s-a gândit. Mulți săgetători vor putea întări legăturile comerciale existente, vor găsi noi parteneri și aliați. Este posibil să vi se ofere un nou loc de muncă sau o cooperare pe termen lung în condiții foarte favorabile. În timp, activitatea de afaceri scade, dar există mai multe oportunități de relaxare, de a te distra cu prietenii, rudele și alte persoane apropiate. A doua jumătate a săptămânii este foarte generoasă, cu surprize romantice. Este posibil ca în acest moment să auziți mult așteptatele mărturisiri de dragoste. Capricorn. O săptămână de bun augur, în care este puțin probabil să aveți motive de îngrijorare. Multe lucruri funcționează bine de sine stătător. De multe ori nu trebuie să faceți eforturi pentru a vă atinge obiectivele sau pentru a rezolva problemele care i-au nedumerit pe ceilalți. Prima jumătate a săptămânii este favorabilă întâlnirilor într-un cadru informal. Puteți discuta atât aspecte personale, cât și probleme legate de muncă. În ambele cazuri, există șansa de a găsi o soluție care să le placă tuturor. Pentru unii capricorni, anume acest timp va fi asociat cu începutul prieteniei sau al relațiilor romantice care vor juca un rol important în viața lor. A doua jumătate a săptămânii este neobișnuit de generoasă, cu coincidențe și vești bune. Există circumstanțe favorabile pentru implementarea unor planuri vechi și nu vă pierdeți șansa. Va exista posibilitatea de a rezolva problemele familiei, de a ajuta o rudă aflată într-o situație dificilă. Vărsător.
Începutul săptămânii oferă șansa de a reuși în multe aspecte, inclusiv în cele foarte dificile. Vei face față la ceea ce lucrezi de mulți ani și vei obține rezultate care depășesc așteptările. Dar acest lucru necesită seriozitate și autodisciplină. Nu trebuie să te bazezi pe noroc sau să te bazezi pe altceva pentru a rezolva toate problemele. Mai bine să nu amânați rezolvarea problemelor complexe. Cu cât le stăpânești mai repede, cu atât vei avea mai mult timp pentru activități plăcute. A doua jumătate a săptămânii oferă oportunitate de relaxare și odihnă bună. Acesta este momentul potrivit pentru a cunoaște oameni diferiți. Puteți găsi un limbaj comun cu aproape toată lumea, dar nu ar trebui să uitați complet de afaceri. Există șansa de a câștiga victorii importante la locul de muncă, pentru a vă consolida pozițiile profesionale. Pești, nu te grăbi! Începutul săptămânii necesită decizii echilibrate și acțiuni deliberate. Ar trebui să fii în gardă cu cei care încearcă prea mult să-ți câștige simpatia. Se comportă cu enfază, în grabă își mărturisesc dragostea, deși aproape că nu te cunosc. În chestiuni importante ar trebui să te bazezi doar pe cei pe care îi cunoști bine. Este mai bine să asculți indicii ale intuiției decât să urmezi sfaturile altora. A doua jumătate a săptămânii va fi mai ușoară, mai favorabilă și mai luminoasă decât prima. Starea de spirit se îmbunătățește vizibil. Veți trece la afaceri cu mare entuziasm și, prin urmare, probabilitatea de succes va fi mai mare. Vor apărea noi aliați, cooperare în timp poate începe prietenia. Este posibil și începutul poveștilor romantice, vii memorabile, deloc asemănătoare cu cele care vi s-au întâmplat înainte.